Rambo din Moldova cară 4 saci odată pe șantier. Luptătorul se joacă cu greutățile și cu sacii de box la antrenament după o zi de muncă pe șantier. Lopata și găleata îl mai ajută să fie în formă pentru următoarea luptă. Ne va oferi Rambo o luptă ca în filme? Da, bineînțeles, sigur, va fi război total. Sunt Rambo, vă bat pe toți cu paia mea! Băiat din topor, Rambo din Moldova, se antrenează ca în filme pentru piramida de la Cluj. Vă distrug pe toți! Nu aveți nicio șansă! Am tot ce am nevoie, am viteză, am forță. Îl invităm pentru a doua oară pe scenă să se lupte pentru marele premiu oferit de Don Chește, 5.000 de euro! Meciuri de 3 runde pentru ambii luptători. Boiciuc a avut și ceva mai mult timp să se recupereze. A avut și un meci mai puțin obositor decât Lambagiu, cel care a dat din brațe 3 runde cu prințul Bodoi. După meci a spus Rambo, îl aștept de mult pe Boiciuc, abia aștept să-l bată în finală, să demonstrez că sunt cel mai bun luptător din țară la această categorie. Și Bădoi a spus că își dorește o revanșă la Rambo Lambagiu, după care nu mai vrea să lupte cu români, ci doar cu adversarii din străinătate. Boiciuc a mai adăugat o victorie la palmares în această seară, are deja 28, mai poate pune una dacă reușește să-l învingă în această finală pe Florin Lambagiu. De victorie, 29 cu cea de mai devreme. Cu cea din seara asta, 11 knockout-uri, 7 ratări, dar nu face nimic. Gălăgie! Ratări care a fotbal are Flavius Boiciuc. În prezentarea lui Ruby. And now, ladies and gentlemen, presenting the red corner, age 23, weighing 81.3 kg, height 1.70 meters, fighting for Scorpion. Să vedem cine are o formă fizică mai bună între Lambagiu și Boiciuc. Depinde foarte grea avut Lambagiu în meciul cu prințul Bădoi, prima rundă. Din fericire pentru el, Bădoi a mai scăzut ritmul în următoarele două runde, a obosit, cel puțin în ultima repriză, era foarte obosit Bădoi. Faptul că a crescut în greutate l-a afectat. Lambagiu a reușit să se impună în fața lui Bădoi și are această finală. Meci pentru 5.000 de euro între Lambagiu și Boiciuc. Mogoș nu s-a dezbrucat cu garda inversă a lui Boiciuc. Să vedem cum o va face Lambagiu. Da, și să vedem cum se va descurca Boiciuc cu presiunea pusă de Lambagiu, pentru că am văzut că Bădoi nu s-a descurcat. Două stiluri diferite. Vedem care va avea câștig de cauză. Arbitrul Cezar Gheorghe așteaptă ca domnișoara de ring să părăsească câmpul de luptă pentru ca această finală de 5.000 de euro să înceapă. Boiciuc în stânga imaginii, Rambo cu mănuși roșii. Lovitură mediană trimisă acolo de Lambagiu pe sub garda lui Boiciuc. Certat imediat de antrenorul Mihai Constantin Lambagiu. La primul pas în spate pe care l-a făcut, antrenorul a strigat din colț să nu mai facă așa ceva. Se mișcă mereu înspre dreapta Boiciuc pentru a putea lovi atât cu piciorul stâng cât și cu brațul stâng. O deplasare clasică pentru luptătorii de gardă inversă. Tocmai Rambo ar trebui să iasă în dreapta lui Boiciuc pentru a-i anula loviturile din spate.
A început mai domolit puțin Rembo față de meciul cu Bodoi. Stop! Stop! A luat în braț acolo Boiciuc pe Rembo și l-a blocat. Intervine arbitrul Cezar Gheorghe. Pornesc din nou lupta cei doi. Este cel mai important meci din carieră, atât pentru Boiciuc, cât și pentru Lambagiu. Bună stânga chiar lui Rembo. Lambagiu a avut anul acesta acea luptă cu Artur Chișenko. Meci terminat la egalitate. Acum are ocazia să câștige prima piramidă din viața lui, Florin Lambagiu. Iată, o dreaptă acolo, în capul, în fruntea lui Boiciuc. S-a dat pe spate Boiciuc, s-a rezemat de cozile ringului. Un crâcenare în ring între Lambagiu și Boiciuc. A alunecat acolo Boiciuc, nu a căzut din lovitură. Ba da, a fost lovit de Rembo, este numărat de arbitrul Cezar Gheorghe. A fost o lovitură a lui Rembo, după care cei doi au intrat în clinch. Da, se ridică, iată, a tras de timp ca să-și revină și se ridică Boiciuc. Să vedem dacă va reuși să termine în picioare această rundă. Rembo a lovit după stop, și a cerut și scuze. Încă o stângă încasată de Boiciuc și nu cred că va mai putea să se ridice. Nu mai vrea să continue Boiciuc. Victorie final de luptă, pentru Rembo. Iată, knockout în prima rundă pentru Rembo. A început mai domolit, dar a reușit să-și facă knockout adversarul Rembo Lambagiu. Spre deosebire de meciul din semifinală cu Bădoi, când pur și simplu a făcut pasul numai înainte și l-a sufocat pe luptătorul din București. A început mai calm Rembo, însă a terminat tare runda. Un knockout administrat după a doua numărătoare. Vom vedea și reluarea. Iată aici un croșeu de stânga ce îi șterge tâmpla lui Boiciuc și îl dezechilibrează. Acesta este primul knockdown, iar apoi vine și finalul meciului. De asemenea, o lovitură încasată, iată, mult mai în plin de către Boiciuc. Aceeași lovitură, croșeul de stânga peste brațul drept al lui Boiciuc. O armă clasică împotriva luptătorilor de gardă inversă. Reușește să se impună, să demonstreze Rembo, așa cum spunea, că este numărul 1 la această categorie în țară, dar să câștige și acest premiu foarte important de 5.000 de euro. Rembo, iată, reușește să câștige prima piramidă din carieră. Trofeul i-a fost înmânat din greșeală lui Boiciuc. Seară formidabilă pentru Florin Lambagiu. Iată, reușește să câștige prima luptă la puncte și în finală dezlănțuit pe finalul primei runde și a făcut knockout adversarul. Câștigă piramida, trofeul și premiul de 5.000 de euro. Rembo din Cușcă muncește de la 14 ani pe șantier. Băiatul cară câte 3 saci de ciment. Așa se antrenează pentru luptele din Cușcă. Saci, ciment, betoane, unde e munca mai grea, acolo și eu, hop și eu. Munca în betoane e foarte grea, dar în schimb e bine când ajung la sală, e un fel de joacă. Cum am bătut în stâlpul ăla de beton, așa o să bat cu pumnii în adversarul meu. El Nino, Rembo Lambagiu, ciobanul Năstase, pistolarul Bordianu și pompierul Irimia sunt oștenii lui Moroșanu în bătălia cu olandezii zburători ai lui Boniaschi. Întotdeauna Rembo câștigă. Va fi și un meci de MMA la Piatra Neamț. Bestia Moldovei a vrut să muște din rival la cântar.
Gala este vineri la Pro X de la 8 seara. O să facem o figură frumoasă. Am simțit un vibe puternic de la oștenii mei, de la moldovenii mei și de la românii mei. Rembo Lambagiu a disputat un meci impresionant aici la Piatra Neamț în 1 octombrie anul trecut. L-a învins pe Alexandru Radnev, un meci senzațional în care s-au schimbat peste 400 de lovituri între cei doi. Și acesta cred că e un meci care nu cred că va ajunge până la final. Nu vom avea trei reprize. Unul dintre cei doi va ajunge la podea. Să sperăm că va fi Stefanovski. Oho, oho, începe tare Rembo. Spunea Mihai Costătiu despre Rembo că este o... are o forță impresionantă, o putere fizică nativă. Mai trebuie să se perfecționeze cu tehnica și va deveni un luptător desăvârșit. Da, foarte bine aruncat croșeul de stânga. Foarte exploziv. Se vede și după cum este constituit. Foarte puțin grăsime, un procentaj redus. Forță pune pe acele croșee Florin Lambagiu. Iată acum din nou stânga-dreapta croșee pentru Florin Lambagiu. Însă a ieșit cu calm din acea situație grea Stefanovski. Mare grijă la defensivă. Bun croșeu, mi-aduce un pic cam aminte de Cătălin Moroșanu. Are stilul ăsta de a se arunca cu croșeele la corp, la cap. Îl zgude de fiecare dată pe Daniel Stefanovski. Ce puternic lovește Rembo din Moldova. Întotdeauna Rembo câștigă. Așa s-a încurajat Lambagiu pentru acest duel cu Stefanovski. Însă mare atenție, ce puternic lovește la corp acum Stefanovski. Nu mă tem atât de mult de aceste croșee ale lui Stefanovski, cât mă tem de loviturile lui de picior și în special de genunchi. Este un luptător cunoscut pentru loviturile de genunchi. Foarte bun croșeu de dreapta. Asta este genul de presiune pe care românii ar fi trebuit să-l pună în această seară. Să sperăm că Rembo va avea și condiția fizică necesară să ducă o astfel de ritm. Așa lupta și Raul Cătinaș. Punea presiune pe adversarii săi pe brațe încă din startul meciului. Este așteptată revenirea în ring a lui Cătinaș pentru 2020 și el... este posibil să se revină, de fapt foarte posibil să revină în acest circuit Dynamite. Simte foarte bine distanțele la Lambagiu. Au fost două situații în care s-a ferit de o lovitură de genunchi. Acum cu presiune îl duce la colț. O serie foarte bună pentru Rembo. Mare grijă, au intrat două lovituri și din partea lui Stefanovski. Și ce meci avem, ultimul meci, main eventul serii între Lambagiu și Stefanovski. Care pe care... începe să dea drumul la loviturile de genunchi și Stefanovski. Deocamdată a scăpat cu bine Lambagiu. Se închide bine acolo Rembo. Da. Nu trebuie să-l lase aici cu loviturile astea la corp. Oboseala începe în schimb să-și facă cuvântul. Excelentă rundă pentru Rembo din Moldova în fața lui Daniel Stefanovski. Da, superb începutul. Sper să ducă acest ritm, să aibă o condiție fizică care să-i permită să susțină acest ritm infernal cu lovituri de brațe, cu lovituri de picior. Are un adversar foarte greu, acest Daniel Stefanovski. Revedem câteva dintre momentele foarte bune ale lui Lambagiu. Are o forță atât de mare, se vede la acest croșeu de stânga cum l-a mutat din loc pur și simplu pe Stefanovski. L-a lovit undeva în umăr, dar cu tot corpul s-a mutat din loc de acolo. Da, pleca și el în direcția aia, dar i-a dat un avânt, i-a dat un imbol și mai mare. E o repriză decisivă aceasta, repriza a doua, pentru că aici vom vedea cine va scădea ritmul, cine va fi cel care va simți presiunea mai mare a adversarului și va ceda. Lambagiu începe tare, joc de picioare cu lovituri tari de croșeu, foarte bune. Îl mută din nou, îl plimbă prin ring cu aceste croșee. Și
cere Mihai Constantin lui Lambagiu să nu mai facă pasul înapoi. Acum ce bine l-a prins pe atac acolo pe Stefanovski, pe atacul macedoneanului. Aici nu trebuie să rămână. Eu l-aș vedea făcând pasul din spate mult mai des, să nu rămână în distanța în care să-i permită. Ce croșet a dat Lambagiu, superb, două lovituri care au intrat foarte bine. Dacă l-ar prinde cu astfel de lovitură pe un pas înainte al lui Daniel, ar avea mult mai mare succes. Luptă foarte bine pe corzi macedoneanul. A trecut deja primul minut. Lambagiu încă duce lovituri foarte puternice. Continuă să lovească. Aici ar trebui să lovească și să iasă, să nu rămână la acele lovituri de genunchi. Îți pregătește acolo lovitură prea mult Lambagiu, stau cap în cap cei doi. Încerc acolo să îi facă un vânt cu brațul stâng Lambagiu pentru a veni cu croșetul de dreapta din spate. Da, se strigă să se blocheze mai bine. Sunt momente în care Stefanovski, în special atunci când este aproape, bun croșeul! Și încă unul, ultimul minut din această a doua repriză, cu Lambagiu dezlănțuit, s-a aruncat asupra lui Stefanovski. Pare un pic obosit Rembo al nostru. Ridică sala în picioare Rembo cu acest stil senzațional de luptă. Un luptător inimos, Rembo Lambagiu. Da, și nu se sfiește să înainteze, să facă pasul la fiecare lovitură pe care o trimite Stefanovski. Este un tank acest Rembo. Se aruncă din nou cu o lovitură asupra adversarului. A reușit să ducă și această a doua repriză într-un ritm foarte, foarte ridicat. S-a gătrat însă foarte bine macedoneanul și au fost niște croșete aruncate în aer acolo cu multă forță de Rembo Lambagiu. Nu trebuie să facă resipă de energie. A căzut acolo, a trimis acel high kick, a fost blocat Rembo și a alunecat. Ultimele 10 secunde și clar repriză pentru Lambagiu. Foarte bună din nou. Și a dat capul pe spate acolo. Da, un direct de dreapta care a intrat în plin peste brațul adversarului, peste umăr și îl vedem un pic. Ce uimit e. Da, îi se plimbă un pic ochii în cap lui Stefanovski. Asta e un lucru foarte bun. Spuneam că această repriză a doua este esențială pentru desfășurarea întregului meci. Cine va reuși să fie cel care își impune ritmul, care va folosi mai mult loviturile, care va pune presiune efectiv pe adversar. A luat repriza Lambagiu. Dacă considerăm că a luat-o și pe prima, a fost foarte strânsă prima. A doua nu am dubii că a fost a lui. Dacă a luat-o și pe prima, are totuși două reprize. Poate să o piardă pe a treia. Poate să fie mult mai relaxat. Acum vom vedea ce condiție fizică are. Mai sunt încă 3 minute. 3 minute foarte grele. Stefanovski vine după o repriză a doua pe care probabil că și l-a simțit că a pierdut-o și va intra mult mai tare. Avem un meci excelent, un main event care face onoarea acestei gale, România împotriva Olandei, deși după cum vedem nu toți sportivii sunt olandezi, ci reprezintă majoritatea lor cluburile olandeze. Da. Echipa lui Boniaschi, da, cu echipa lui Moroșanu, ca să fim mai clar. Până la olandezii mai în toate sporturile, nu prea mai sunt olandezi. Da, La tenis de masă, fetele noastre au bătut niște chinezoi aici acum. Da, Amsterdam e unul dintre orașele, dacă nu chiar oraș, cu cele mai multe naționalități, undeva la peste 100 de naționalități. Din nou presiune pentru Lambagiu, început foarte bun. Atenție la genunchi, s-a retras foarte bine, da. Ar trebui să plece lateral. Acum ar trebui să facă un meci ceva mai inteligent, să nu se mai arunce atât de mult. Asta e distanța care îi place. L-a prins foarte bine cu această contră. Și ăsta e stilul care îi place, nu prea știe să facă altfel de meci Rembo. E un gen de adversar dificil. Dacă ne-am uitat din partea cealaltă și ne-am pune un pic în colțul olandezului, am vedea că
ai un adversar care vine în continuu, aruncă lovituri, nu face pasul în spate. E tare, tare în bărbie. Wow! Ce croșeu superb! Dar și Stefanovski, ce luptător e, cum nu s-a lăsat și a venit înainte să-i arate lui Rambo că nu se lasă. Acum e care pe care și trebuie să aibă mare grijă la Lambagiu. Nu are nevoie să stea cap în cap cu adversarul și să-și arunce lovituri de braț. Extraordinară luptă între Rembo Lambagiu și Daniel Stefanovski, unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-am văzut în România în ultimii ani. Ne apropiem de ultimul minut, duce Lambagiu, mă uit la el, gâfâie, dar din postură și din cum își ține brațele, reușește să ducă acest meci până la final, cu forță, cu lovituri ca acestea. Încă una! Extraordinar cum îl întâmpină pe Stefanovski. Nu cred că am avut, Sorin, multe lupte de acest gen, de acest nivel în România în ultimul timp. Lambagiu și Stefanovski ridică pur și simplu spiritele la Piatra Neamț. Mai puțin de 40 de secunde, se lovesc în continuu Stefanovski și Lambagiu. Astea ultime 30 de secunde contează foarte mult. Cine lasă cea mai bună impresie pe final? E obosit și Stefanovski, se vede 20 de secunde. Ar fi bine Lambagiu să dea drumul acum la brațe, să continue câteva croșee, să-l mai miște un pic din loc pe macedonean. Cât un strop de energie mai au cei doi, însă îl folosesc și pe acel strop în aceste ultime 10 secunde. Sângerează Rembo, iată, exact ca într-un film cu Rembo a fost Florin Lambagiu în această seară. Excelentă luptă între Daniel Stefanovski și Florin Lambagiu. Părerea mea, kickboxingul din România a câștigat un luptător în această seară. Da, a arătat super foarte match. Bine Lambagiu. Super meciu. O luptă între cumva acuratețea asta olandeză, Stefanovski, un luptător foarte corect, ca să zic așa, tehnic, Lambagiu, sportiv de forță, un sportiv de presiune, cu voință foarte mare, cu inimă mare, s-a aruncat în continuu asupra lui Stefanovski, a pus presiune, nu l-a lăsat să respire. Uitați cum a fost croșeul ăsta. După ce a stat cap în cap cu el acolo, respirându-i în față, a venit acest croșeu peste gardă și l-a mutat din loc. Stefanovski în celelalte lupte dispute în România, antrenament, au fost sac de box adversarii pentru el, s-a distrat cu ei și iată ce meci a avut în această seară cu Rembo Lambagiu. Haideți să vedem și cine este învingătorul. Decizie unanimă. Și colțul roșu, victorie pentru Florin Lambagiu, pentru Rembo. Cea mai frumoasă victoria carierei, categoric, pentru Rembo Lambagiu în fața lui Daniel Stefanovski. Și cea mai importantă, îi va da foarte mult curaj pentru că a învins un luptător valoros, Lambagiu, în această seară, nu un luptător de duzină. Moartea din Carpați s-a distrat pe seama lui Radnev, luptătorul care a făcut pe mortul de Halloween. Pentru moldoveni, Halloween-ul va fi pe 21 noiembrie în ring. Mie nu mai trebuie mască, că deja sunt moarte din Carpați. Avem bestia Moldovei, îl avem pe Tolea, îl avem pe Rembo. Rembo și Tolea se vor bate în gala de la ProX. Sunt mai bun și o să-l bat. Rău. Așchiuță e încrezător, dar mi-e așa o milă de el. Așa mi-e milă să-l bat. Dar o să-și ia ce să vorbim, să la urs. Meciul de retragere cu mine ți-l faci, te scot la pensie. Rembo din Moldova promite să-i termine cariera lui Tolea cu o luptă ca în filme. Dacă mă bate rău de tu și mă scoate de ninge, targă, gata, eu nu mai fac lupte în viața mea și dacă vreau să mai am vreun meci, trebuie să-mi cer voie de la el. Rembo și Tolea se vor bate joia viitoare la ProX. Victoria pentru mine, buturuga mică răstoarnă în carul mare. O să iasă Rembo cu o mână ruptă sau cu un picior rupt, sigur, bătaie mai răzășea, o să bată el ca-n tobă. Moroșanu le declară război kilogramelor în plus. N-am văzut niciodată să ai așa burtică. Știu, asta este, ce să fac acum. Am noroc că nevastă mă iubește așa cum sunt. Moroșanu a venit la Măruță cu Rembo și Tolea. Cei doi vor lupta joia viitoare la ProX. Ce să-i fac cu băiatul ăsta așa mic? Deci Rembo? Uite la el ce mic e, săracu. Ce să-i va lua o bătaie, așa tare, încât voi fi coșmarul lui toată viața. Câte ori ai învățat replica asta? În calea mea câte buturuge am întâlnit, le-am făcut surcele cu toate. Mamă! Hai te-o sub brăț, te duc! Asta n-arăt să începeți acum! Atenție, lovește Rembo!
Rembo Lambagiu este luptătorul fenomen din Moldova. Băiatul s-a călit la muncă în pădure și pe șantier înainte să învețe de la Moroșanu cum să se bată. Rembo a cărat lemne și saci de ciment, iar acum a ajuns să câștige o piramidă și să-l bată pe omul lui Boniaschi în ring. Sacii de ciment care i-am ridicat m-au făcut invincibil. M-a făcut ca un fier beton. Rembo se va lupta cu Ursul Tolea joi la Pro X de la 8. Luptătorul visează să se întoarcă pe șantier. Singura mea dorință m-aș fi văzut inginer pe șantier. Rembo și Tolea mai aveau puțin și se luau la bătaie în mall, unde au făcut cântarul pentru gală. A băgat frica în tine? Niciun caz, eu nu mă sperii cu una, cu două. Îmi place să mă bat cu adversari mai mari și voi câștiga cu siguranță. Tolea a venit cu tomberonul la cântar. Rembo i-a adus cuponul de pensie. Tot a zis că vrea să se întoarcă la șantier? Las că-l trimite tata la șantier. Tolea a dat cântarul peste cap la Iași. Are 130 de kilograme, cu 50 de kilograme peste Rembo. Bă, leu! Luptătorii și-au încordat mușchii și și-au arătat tatuajele. Ciobanul Năstase i-a adus o șampanie rivalului din ring. Gala Iași Luptă este joi, de la 8 seara la Pro X. Se rupe sala, nu știu dacă se rupe la povestea la figura, dar se rupe sala. Mai spunea Tolea că a pregătit o tactică specială pentru acest meci. Îi va da knockout în prima rundă lui Rembo. Să vedem acest meci. Iată ce diferență între cei doi. Trebuie să fie atent Tolea la croșetele lui Rembo. Se aruncă în atac Tolea. Oh! S-a încurcat acolo cozile ringului Tolea. Lambagiu egalul lui Artur Kishenko într-o gală în China. Ce diferență de fizic. Parcă acum când îi vedem în ring e și mai mare diferența între cei doi față de ce s-a întâmplat la cântar. Tolea pus în gardă de croșetele lui Rembo. Când îl văd atât de mic, parcă mi-e și milă să dau în el, spunea Tolea. Însă mic și rău, Rembo se aruncă asupra lui Tolea cu croșeele. Ce puternic lovește Tolea cu piciorul, însă ce croșee trimite Rembo. O bărbie extraordinară pentru Tolea, este foarte rezistent la lovituri. Vine iarăși aproape Rembo. Iată cum îl azvârle de lângă el pe Rembo. Ce low kick-uri puternice trimite Tolea. Are ca niște bușteni, aceste picioare foarte puternice. Generează o forță foarte mare cu ele. L-am văzut pe Rembo, se întoarce pur și simplu pe picioare când primește un low kick. Într-adevăr, se luptă cu ursul în seara asta Rembo aici la Iași. Tolea a tentat parcă să apeleze la un procedeu din artele marțiale mixte. Și Rembo are meciuri câștigate pe MMA. Ar fi interesant o revanșă pe MMA între cei doi, indiferent de cine câștigă în această seară. Foarte și interesant. Rembo a spus că ar fi dispus în cazul în care îl vige pe Tolea să-i acorde o revanșă și pe reguli de arte marțiale mixte. Iată cum arată Tolea când îl ia în brațe pe Rembo. Lovitură puternică la corp trimis acum de Rembo. Caută ficatul Rembo, asta pentru a-l face pe Tolea să-și mai coboare brațele. Foarte bine a ajustat Tolea tactica față de începutul meciului, când Rembo l-a surprins cu acele croșee. Acum lovește, intră în clinch, ține brațele sus când este aproape de Rembo. Publicul cu siguranță este de partea lui Rembo. De altfel, Tolea spunea înainte de acest meci: eu oricum n-am ce câștiga din această partidă. Dacă îl bat, o să zic că-l mai iau-te-l și pe la mare, l-a bătut pe la mic. Dacă pierd, o să zic că-l mai că iau-te-l pe la mare, a la bătaie de la mic. Și a asumat Tolea acest meci. Un sportiv ce nu refuză nicio provocare. La fel este și Rembo, care face pasul înainte. Nu știu câți sportivi de 80 de kilograme ar fi acceptat un meci cu Tolea. Se termină prima repriză. O repriză, cred că, mai obositoare pentru Tolea decât ar fi crezut ursul siberian. Să revedem momentele tari din această primă rundă. Am văzut acele croșete trimise de Rembo. S-a cătinat un pic Tolea după ce a încasat acel croșet de dreapta.
Aici s-a dezechilibrat. Să-i dai ceva curină, că se dau cap în cap. Și cât de puternice aceste lovituri la corp pe care le trimite Rambo. Le duce Tolea, cel puțin până acum. Secunde afară. Oricum, excelent meciul în prima rundă. Sincer, peste ce mă așteptam. Tolea s-a descurcat surprins în debutul reprizei, dar s-a descurcat excelent apoi. Rambo a început foarte bine, însă la a doua jumătate a rundei nu a mai reușit să conecteze așa bine. Să vedem acum ce se întâmplă. A trecut racheta pe la urechea acolo lui Tolea. Îl împinge Rambo pe Tolea, acesta îl ia în brațe. Să vedem cât durează acest avânt al lui Rambo. A vrut să-l arunce jos acolo. Tolea pe Rambo. S-a accidentat la deget Tolea. S-a accidentat la deget Tolea și sunt chemați medicii. Tolea vrea să continue, indiferent de ce se întâmplă. Dacă este rupt degetul, spune Cezar Gheorghe, meciul se va opri. Tolea nu vrea să se oprească acest meci. Și cred că se va opri acest meci dacă putem să schimbăm totuși acest cadru, că sunt femei, copii acasă care se uită la acest meci și nu sunt imagini chiar frumoase. Spune-mi tu, Sorin, ce se întâmplă. Da, Tolea vrea cu îndârjire să continue lupta, însă are probleme mari la acel picior. Medicii încearcă să-i oprească sângerarea. Măcar să-i lege cu ceva, cu un bandaj, cu un plastic, ceva. Și Tolea cred că și-a rupt degetul, adică cu siguranță și-a rupt degetul când a dat acel low kick mai devreme în tibia lui Rambo. Soția lui Tolea îl roagă, cred, să nu mai continue. Opresc meciul, spune Cezar Gheorghe. Cred că dacă ar fi fost altcineva în locul lui Tolea, meciul ar fi fost oprit, însă iată, aici este, da, dă cu un, nici măcar low kick n-a fost, a fost un șut în tibia lui Rambo și s-a produs acest accident cumplit. Te doare numai când te uiți la imagini. Tolea trebuie să lupte fără să mai folosească acel deget. Sigur, acum este și adrenalina ce își face efectul și gravitatea loviturii nu este resimțită. Bătaie cap în cap între cei doi. Rambo se aruncă în atac, simte sângele la propriu și la figurat. S-a enervat Rambo și l-a proiectat acolo pe Tolea. Repet, a căzut proteza lui Rambo, da. De apreciat faptul că Tolea a vrut să continue acest match. Rambo sare la bătaie. Să vedem cum se termină această confruntare. Insistă să lovească cu piciorul. Tolea a lovit cu piciorul bun de această dată. Coșul de stânga a trimis de Rambo, încearcă să lovească și cu coșul de dreapta. Lovește la corp Rambo acum și coșul de dreapta la cap. Tolea se ține pe picioare în continuare. Rezistă loviturilor trimise de Rambo. Acum încearcă el să lovească. Bună dreapta lui Tolea, care este în continuare în meci, deși este avariat. Rambo se aruncă și el în atac. Ce meci avem aici la Iași. Insistă cu lovitură la corp, Rambo îl macină pe Tolea cu aceste lovituri. Atmosferă, ăla un meci de fotbal în sala de la Iași. Rambo
Este ținut acum între înclinci cei doi. 30 de secunde din runda a doua. Tole a trecut peste o accidentare și continuă acest meci. Din nou încasează o lovitură la corp Tolea. Anunțați cei doi luptători, mai puțin de 10 secunde din această rundă a doua. A dat cu piciorul la variat Tolea, incredibil. Mai avem o repriză din acest meci. Tolea Ciumac strânge din dinți și continuă acest meci accidentat la deget. Soția iarăși intervine, însă Tolea are inimă de luptător. Iată, încearcă să-l maseze puțin, să-și revină ca energie. Rambo obosit și el, însă Rambo este agresorul, simte adrenalina. Multe lovituri încasate la corp de Tolea, însă la cap nu a prea încasat lovituri așa în plin. Au fost câteva croșee șterse, însă nimic periculos. Toate discuțiile din jurul ringului sunt legate despre accidentarea lui Tolea. Medicii îi acordă din nou ajutor. Medicii îl repară pe Tolea. Are noroc pentru că puteau să și oprească meciul. Până la urmă nu este după cum dorește Tolea. Doctorii pot opri meciul oricând. Am văzut meciuri extrem de importante oprite din accidentări mult mai mici decât atât. Chiar recent a fost meciul dintre Nate Diaz și Jorge Masvidal în UFC, un meci extrem de așteptat, oprit după 3 runde din cauza unei tăieturi. A ieșit cu scandal atunci, a fost o tăietură la arcadă. Este interpretabil, până la urmă depinde și de doctor. Ne aducem aminte de Tyson Fury, ce tăietură a avut la ultimul meci cu Schwartz și a luptat până la capăt. Depinde și de medici, depinde și de luptător, depinde și de importanța meciului. Ultima rundă și ce meci am avut între Tolea și Rambo. Sincer, cu mult peste așteptări acest meci. Iar își dă cu același picior incredibil. Se dea măcar cu dreptul Tolea. Oh, ce genunchi, croșeu pentru Rambo. Iată, lovitură înaltă de picior trimis acolo de Tolea. Minute și jumătate. Adevărul este că cele mai bune lovituri ale lui Tolea au fost acele low kick-uri din prima rundă, când pur și simplu îl întorcea pe loc, da, pe Rambo. Însă în imposibilitatea de a mai trimite aceste lovituri Tolea. Și iată cum intră în clinch. Foarte bine. Repet, o revanșă pe reguli de MMA ar fi cu siguranță mult mai spectaculoasă decât această partidă, și ea extrem de spectaculoasă. Tolea cred că deja nu mai poate să lupte, intră în clinci foarte des. Nu mai ține, îi cere și arbitrul Cezar Gheorghe. Își fac efectul și aceste lovituri la corp trimise de Rambo. La... persecutat pur și simplu cu aceste lovituri la corp pe Tolea Rambo. Ce rezistență la 45 de ani. Tolea încasează aceste croșee la corp. Are și degetul rupt, face pasul înainte. Iar Rambo, ce să mai spunem, un match spectaculos făcut de acesta. În ce mai greu
recepționează acele lovituri, Tolea se resimte, are grimase de durere după fiecare pumn încasat. Oh, se clatină Tolea pe picioare. Oare va cădea ursul siberian în ultimul minut al luptei? Rembo, Tăvălug peste Tolea, mai sunt 45 de secunde. De dreapta, din nou, Tolea are privirea pierdută. Principalul scop al lui Tolea, singurul de fapt, este să termine lupta în picioare. Mai are de rezistat 30 de secunde. Parcă și Rembo a obosit să lovească atât. Pierdut Tolea acum, îl ia în brațe pe Rembo cu ultimele resurse de energie și iată-l pe Tolea la podea, că mai sunt 16 secunde din această luptă. Împins la sol, nu știu de ce intră lumea în ring. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Dat jos cu forța în șuturi de către unul dintre oamenii de ordine. Se termină acest match. Ce partidă dificilă, însă ce rezistență pentru Tolea Ciumac, incredibil. Nu știu câți ar fi rezistat să ducă la decizie acest match. După Rembo are spune nervos, frustrat de faptul că nu a reușit să facă knockout pe Tolea. Ar fi doborât un taur Rembo cu aceste lovituri, însă nu a reușit să-l pună la podea pe Tolea. Așa că Tolea va merge direct la spitalul din Iași după această luptă. Repet, 45 de ani pentru Tolea. Iată ce lovituri a încasat acel croșeu de stânga în bărbie. Rezistență uluitoare pentru Tolea în fața lui Rembo. Tolea cu câtă disperare caută să evite loviturile lui Rembo. Termină lupta în genunchi, se ridică și acum să aflăm ascultă decizia arbitrilor. Nu cred că vor fi dubii la decizie, însă ce meci spectaculos am văzut în această seară. Unanimous decision for Florin Lambagiu! Victorie la puncte pentru Florin Lambagiu, un meci muncit pentru Rembo din Iași, însă trebuie aplaudat și Tolea, care la 45 de ani a reușit să ducă pe picioare un meci cu un sportiv în vârful carierei. Să-l ascultăm pe Cătălin Moroșanu. Vă mulțumesc din toată inima. Aici am crescut, aici m-am format, aici v-am reprezentat. Vă simt onorat pentru că ați stat alături de mine și ați venit așa de mulți ieșini. Tot respectul meu pentru voi și vă urez o seară extraordinară. Mă înclin în fața voastră cu toată inima mea. Mă înclin în fața voastră. O seară frumoasă și hai România! Diferența de 50 de kilograme n-a fost o problemă pentru Rembo, care l-a învins pe Tolea. Uriașul Tolea s-a accidentat. Crezi că ar avea succes un film cu povestea lui Rembo din Moldova? Eu cred că ar avea un succes foarte mare. Gândește că Rembo, săracul, se ducea la pădure cu căruța, la lemne. Au fost și momente comice. Un spectator a intrat în ring. Polițistul din ring, Filip, a fost făcut knockout și a ajuns pe masa arbitrilor. Luptătorul lui Boniaschi a fost învins în Moldova. So often in Romania. Maybe I could buy a house over here. Îl excetăm pe Benia Degbui, care a avut un meci cu D'Angelo Marsha și a avut un singur meci anul ăsta. Că dacă Benia Degbui avea mai multe meciuri anul ăsta, cu siguranță era luptătorul anului detașat. Dar din punctul meu de vedere, la Dynamite Fighting Show, luptătorul anului este Florin Lambagiu, este Rembo. E Rembo, fraților. Deci a câștigat și piramida aia foarte tare, de 4. L-a învins și pe Ștefanovski, care era neînvins în România. L-a bătut și pe Tolea. Florin Lambagiu este luptătorul anului, din punctul meu de vedere, la promoția Dynamite Fighting Show.
dacă le iau pe el. Dacă iau la nivel general și ca și valoare, Benia de Bui, clar că în ultimii 3-4 ani domină kickboxing-ul din România. Spuneai de Rembo, îi va oferi revanșa lui Tolea? Să știți că suntem în discuții. Într-adevăr, își dorește foarte mult Tolea revanșa cu Rembo, vrea să demonstreze că îl bate pe Rembo, vrea să slăbească la un moment dat, a zis că, domnule, bă, Rembo, te-ai bătut cu un gras, că acum vreau să slăbesc pe cel ca să te bat. E foarte ambițios, am văzut o ambiție foarte mare la Tolea și cu siguranță voi face o revanșă și va fi revanșa între Tolea și Rembo. Vă spun acum, în acest moment, revanșa va fi, vom afla data și vom anunța.